Așa. Dar eu reau partea asta ca să fie de la bun început. Deci, unități de măsură pentru timp, da? Unități de măsură pentru timp. Deci minutul sunt multipli secunda și acum insist pe o problemă. Davide se culcă la ora 22:15:07, da, adoarme. Ora 10:15. Ora 10:15. Da, și un sfert. 7 secunde. Și 7 secunde, atunci a dormit. Adică nici măcar un minut și apoi. Adică la ce oră a dormit el, domnul profesor, cum zicem? La 10:15. La 10:15. Sfert și încă. Și încă 7 secunde. Se trezește. La 6 dimineața. Se trezește la ora 6. 6 a.m. 29 minute și 13 secunde. Oh, cât a dormit David? Ușor, facem scăderea, ne-am mai spus din asta, dar era o chestie. Dar cum scazi, cum scazi ora 6 din ora 10? Păi, cum scazi? Și care e mai mare și care e mai mic? Asta e povestea. Anul trecut. Am făcut un domn profesor aici. Ține în minte, anul trecut. Trebuie să trecem de la o zi la alta, nu? Așa. Da, normal să trecem de la o zi la alta. Păi, dar da, de la ora 10 până la ora 6 24 dimineața. De ore minus 10. Până la ora 24, adică 0, când începe o nouă zi. 24 minus 16. Mai e 24 minus 22 și după aceea... Deci, 24 minus 22 de ore, adică ora 10 plus 6. Adică 24 minus 16. Deci, la ora 24, care înseamnă ora 0. Și începe o nouă zi. Când începe o nouă zi, trebuie să scădem din 24 pe 22 ori. 15 minute și 7 secunde, vedem ca să vedem cât o dormit până la ora 12 noapte, până la ora 0. Păi am dormit... Trecem de 10 minute. Cam cât ai dormit tu? Cam cât crezi că ai dormit? Cât are? Cam o oră și 45. Aproape 45, da. Mai puțin de 45, că am mușcat 6 secunde. Da, 44. Și 53. Da. 7, nu? Și 53. 53, 7. Da, 7 secunde. 53 de secunde. Exact. Imediat insist acum. Și la care se adaugă de după ora 0, când doarme 6 ore, 29 de minute și 13 adică secunde. Adică 7 ore, nu, ar veni 8 ore. 8 ore și ceva. 8 ore. Dar nu se pune și prima oră. Care e prima oră? 8 nu se pune și când se culcă. 3 minute. Da, David. Și vreo... Deci, tu ai adormit la momentul ăsta, da? Care e deja știut, 22 și 15. 15 minute și 7 secunde. M-ați încurcat cu un secundă. Păi, da. Așa e povestea. Și până la ora 12, până la ora 24, da? Și 0 minute și 0 secunde, ai dormit o parte din timp, nu? Iar de aici, până la ora 6:29 de minute și secunde, este ceea ce adăugăm. Adică, dacă o să știm care este perioada de timp care ai dormit-o aici, n-avem decât să adăugăm pe asta. Și vedem exact cât ai dormit. Da. Simplu. Hai să scădem din 24 de ore. Pe 22. Deci povestea este acum să învățăm cum scădem din 24 de ore. 22 de ore. Ne-ați mai spus odată, mai demult că țin minte că luam de la o chestie, o secundă, și o duceam în cealaltă parte. Acum, acum și luam din oră și luam de minut. Acum vedem. Așa, așa cum facem cu zecile, aceeași păcherii facem. Deci, iată povestea foarte clară așa.
Deci 24. Eu pot să spun în loc 24, pot să spun 23. O oră. Ce tare a spus. Da? 24 plus o oră. În loc de o oră pot să spun 60 de secunde. Păi nu, 60 de minute, pardon. Minute. Care mai poate fi văzut de mine ca fiind doar a 23. Dar 60 de minute nu e oră. 60, da. Dar am luat din 24. Deci 24. 24. Ora 24 poate fi văzută ca fiind ora 23 plus o oră, nu? Plus o oră, care înseamnă 60 de minute. Nu poate fi ora 22 și 120 de minute. Și 120 de minute, da. Dar nu am nevoie de 120. Dar poate să fie foarte bine 120. Eu am să în continuare 23 plus 59 de minute plus 60 secunde. Adică am luat. Ce fain ați făcut. Da? De ce văd ce așa șmecherie? Îmi fac mări, dacă adică n-am... Adică vă creați propriul... Așa. Da, 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 da. Zona și cu secunde și cu minute și cu... Da? Ca să poți face scăderea. Minus acum. 22. Ora 22. Ora sub oră pune, domn profesor. Da. Acum minusul minut pune. Vedeți ce fain? Minus în continuare din minute... Să se înțelege că minus aici, da? Minus va fi și aici, minus aici. Că scădem ora la care s-a culcat, a adormit el. Deci, din ora 24, care mai poate fi surprins, ora 23, 59 de minute și 60 de secunde, scădem ora 22, 15 minute, 7 secunde. Minute. Și scădem și 6 secunde. 7 secunde, da. 7 secunde. Și eu de cât mai dăm? O să fie o oră. Nu mă, uite, iau, uite, iau de la capăt. Iau de jos. Sigur că da. Spate la secunde. A, așa. 53 de secunde. 53 secunde. Minute. 44 de minute. 44 minute. Plus, da. Și o oră. Și o oră. Și o oră. O oră plus 44 de minute și 53 de secunde, ai dormit până la ora 0. Sau 24. Și acum adăugăm 6 ore. Adăugăm 6 ore. Plus 29 de minute. Plus 29 minute. Plus 13 secunde. Plus 13 secunde. Răspunsul. Așa. Da. Pentru că o să fie 63 de minute. Perfect. 66. Adică nu scrie 66, scrie 06. Zici 66 pentru început. Ca să nu greșim. 44 plus 29 care va fi. 63. Hai să facem cum trebuie. 73. 73, da? Da. 73 minute plus 7 ori. 7 ori. Și acum trebuie să reglăm. Să reglăm, asta e tare. Reglăm. Că la avem 66 de minute, mai înseamnă un minut. Și îl dăm aici, da? Și da. Rămân 6 secunde aici. Și să rămân 6 secunde. Și un minut s-a dus aici, da? Da. S-a făcut aici câte? 74. 74. Nu-mi convine. Nu, adică o să ducem la 60. Da, în loc 60 să ducem o oră acolo. Adică ducem 60 de aici și rămân doar... Da. Rămâne doar 14. Da. Așa. Și asta aici, e o oră care duce aici. O să fie 8 ore. 8 ore. Hai să mai 10 minute. Da. 6 secunde. Și 6 secunde. Bravo. Și 6 secunde. Atât ai dormit. Atât ai dormit tu. A, deci atât de mie. Da. 8 ore, 14 minute și 6 da, secunde. Da, trebuie la 6 jumate, da. Nu la cât te trezești? La 7. La 7 fără 10. Deci vreau să mai puneți 7. Un pic, domn profesor. Bun. Dar era 7 fără un sfert, vedești. Așa. Hai să facem pentru Daria. Daria. Adorme. La 10 fix. La... Fix nu, n-adorme la 10 fix. Ea adorme la ora... 22. 21 minute. Se la 9 ore. 29, ora 29. 21.
58 de minute și 27 secunde. Aici adorme ea. Se trezește la ora 6. Da? Se trezește. Profesor, după cum văd eu, sigur o să fie vreo 7 ore. O să vedem. 6 ore. Aproximez dacă am... Cred că o să fie mai mult pentru că... 43 de minute. Corect. Așa se trece. Da? Ora 6, 43 de minute. 59 secunde. Și 59 secunde. Cât a dormit Daria? Știți, mai rămâne o secundă, că o secundă știți mai ridic din pat, știți? Deci, și-a aruncat patul în aer. Nu știu, eu mă colt practic la ora 8. Nu la 8, mă, la e aproape 10 noapte acolo. 51. Ce până că 20, 21, e 95, dacă la mine, aproape 10. Dacă la mine 22 era 10. 23. Și 21. Dar e fix să vedem cum trecem, cum v-am învățat de lucrurile. Păi, 21, trebuie să scriem ca 20 de ore și 60 de minute. Păi da, pe ăsta îl scriem sau... De, eu știu când putem să scriem, domn profesor. Lasă că tu ai făcut. Păi da, dar nu 24. Iată, tot așa de gândit. În 21. Uite acolo, ce tot așa trebuie să vedem până la 24, ora 24 cât ai dormit. Și până de acolo înainte știm cât ai dormit. 6 ori, 43 de minute și 59. Adăugăm pe asta. Deci toată povestea este să vedem cum te încadrezi tu aici. Cât dormi până la ora 24? Până la ora 24. Până se termină acea zi. Până să termină ziua respectivă. Deci, poți să... Zic. Ori, și cum să scriem ora 24? Eu știu cum să scriem. Dar nu s-o cotie. Zic cum să scriem ora. 20! Cum scriem? 23. Scriem 20. 23, 60 de minute. Pe și 59 de minute. Și 60 de secunde. Asta este finalul. 23, 59 de minute, Daria. Și 60 de secunde. Și scad 21. Da, scădem știu. Mulțumesc. 21. 58. Așa. Ia să vedem. Fă și tu. Fă și tu calcul. Fă și tu, David, ca să vedem dacă greșești. Să controlezi. Acum ai zis ea la manșă. Da, da. Și acum vorbește, Daria, dacă ești la manșă. Nu s-o cotie, nu-mi minte. Ore... Păi stai să vedem și profesor. 23. Faceți două puncte, domnul profesor, ca să nu vă mai chinuiți, nu? Așa? Așa, da. 23, 59, și iar două puncte, și 60. Da. Ca la ceasul electronic, 60, știți? Da. Minus? Da, minus. Hai și secunde. Minus 21 de ore, 58. Deci minus 21. Da. 27 secunde. 58? 58 minute. 27 de secunde. 27 secunde. Cât doarme? Doar de două ore, un minut și 23 de secunde. Un minut. Și 33. Și 33. 33, scuzați-mă. Și 33 secunde. Asta doarme până la ora 24. Și după aceea ce le facem, Dar? Și după aceea trebuie să adunăm? Adunăm. 6 ore. Vorbește clar. 6 ore, 43 de minute, 59 de secunde. 59 de secunde. 59 secunde. Facă dumneavoastră punct și virgulă. Păi nici punct și virgulă. S-a adunat, mă. 9 plus 3. Dă 8 ore, 44 minute și 92 de secunde. Hai să vedem și noi. Hai să zic o copii. Deci 3 și 9, 12. 8 și 1, 9, domnul profesor. 9, 92 de secunde. Da. 40. Acolo 44. Și acolo 8. Minute. Da. Și acolo 8 ore. 8 ore. Dar nu ne plac 92 de secunde. 92 secunde, nu. Cum putem să scriem, Daria? Eu v-am spus. Dar mai nu, dar are 45 de minute. 45, corect. Așa, completează un minut. 45 minute. Am înțeles, Daria, corect. Și 32 secunde, nu? Deci 8 ore, 45 de minute, 32 de secunde. Ia să vedem, o dormim mai mult decât David? Da. Da. Cu cât? Să mai matinam. Daria, facem următoarea problemă. Daria doarme la ora asta, însă Davide
o sună la ora... la ora 23. La ora 23. 23. 15 minute. Da? O sună, sună. Sună, Davide, nu știu, te-ai furișat tu și ți-ai amintit ceva? Ți-ai amintit că nu știu ce problemă nu ți-a ieșit? Da, da. Și ăsta-i motiv să sun oamenii noaptea. Așa. O sună pe Daria, da, video, sună pe Daria la 23-15 minute și 7 secunde. Nu e adevărat că noi vorbim pe Facebook înainte să adormim. Așa. Asta e adevărat. Asta e adevărat. Ei, o sună la ora aceea și cere un sfat. Corect. Pentru problema. Ce care, așa, care durează, discuția durează 50 de minute. Oooo! 10 minute. Dar ce mai bârfit profesor, păi atunci, deci, da, dacă nu-i răspund. Dar, domn profesor, ce mai bârfit, am mai bârfit? 50 de minute durează discuția. Davide, ce înseamnă că chiar da. Nu știai problema? Oh. Așa, care e întrebarea, domn profesor? Cât a dormit ea până la ora aceea? Da, am foarte emoționat, ținut la oră. Da. Uite, băi, deci tu ai dormit 8 ore. Domn profesor, am dat răspuns. Yes. Am dormit 8 ore, 14 minute, 6 minute. Nu tu, 14, Davide, uite tu 45. Așa, 45 de ai dormit. Da. Cât ai dormit? Deci am dormit. Discuția durează 50 de minute. Eu am dormit 8 ore, 45 de minute și 32 de secunde, da? S-am dormit cu Davide? S-am dormit cu Davide o oră. Unde o oră, băi? O oră fără 10 minute. Așa. Deci 50 minute, deci cât ai mai dormit? Deci eu am mai dormit, păi asta minus 50. Păi ce, 45 minus 50. Păi da, și eu am 45 minute. Păi vezi, cum faci? Asta te dea, domnul. Eu am 4. Trebuie să lucrăm la secunde. Nu, lucrăm la ore și punem 7 ore. Luăm din 8 ore, așa da, spune. Luăm din 8 ore o oră și punem 7 ore, 60 plus 45 care îmi dă... 105 minute și 32 de secunde. Haideți. Din 105 scădem cele 50 de minute. Sunt obligată să Daria. Pentru ca să afle câte minute este la telefon. Ah, ok. Și din acele la bârfă cu Davide. 105 minute scazi cele 50 de minute. Și să rămână 7 ore, 55 de minute și 32 de secunde. Uite și la rece, merge. 7 ore. Cât ai zis? Nu știu. Am uitat. 7 ore 55 de secunde. 55 de minute. De minute, mă scuzați. Fii cele 10 minute din oră s-a adaugă aici, mai. Că numai 55. 55 de minute și cât era? 32 de secunde. Deci 32 de secunde. Deci atât am dormit, domnul profesor. Dar ținut de vorbă, Davide. Davide... Dar dacă Davide te ține la discuție... 120 de minute. Nu, nu, nu. 47 de minute. Oh, 59 de secunde. Oh. 59 de minute și 59 secunde. Păi înseamnă că m-a ținut, domn profesor, m-a ținut de vorbă practic 48 de minute. Domn profesor, a scris 47 de minute, 59 de minute. Păi faci 47 plus 59. Așteaptă puțin, 47 de minute, 59 de minute, 59 de secunde. Da. Deci n-a scris păi bine. De două ori a scris minute. De 47 de minute și 59 secunde. Așa, așa, perfect, bun, așa, da. Înseamnă că era nebun să mă ține de ore 47 de secunde. Hai să vedem cât ai mai dormit. Păi, practic, el m-a ținut de vorbă 48 de... Aproape, o secundă. Fără o secundă o scădem la urmă. O scădem de acolo, din 3 de urmă. Așa că dacă el m-a ținut atât, da, știți ce fac? Adun, pentru că e același lucru. Numai că m-a ținut mai puțin de vorbă, deci adun 3. Și te țin mai puțin vorbă? Adun 3 minute. Adun 2 minute și 6 secunde, de fapt. Și voi avea... 2 minute voi și dormi, secunde, voi dormi 7 ore, 57 de minute și 33 de secunde. 57 a fost 55. Da, 55. Nu, înainte a fost 55. Da. Și acum mai aduni 2, nu? Da. 2 și 33 de secunde. Da. Deci întrebările mele sunt corect. Cine stă să numere atât?
Da. Dar uite tu, eu am să te întreb, cât te-a ținut David de vorbă? M-a ținut 47 de minute, mama. Se arată pe telefon. Și 59 de secunde. Și am să zic, bine, mami, și cât ai mai dormit? Că n-ai dormit 8 ore. Așa se doarme, normal. Da, sigur, profesor. Sigur. 8 ore, ore? Să doarme orice om dacă vrea să fie sănătos. Nu sunt sănătos. Îmi pare rău atunci. Păi, David, la vârsta voastră, minim 8 ore. Deci, când eram în... Deci, dacă nu dormiți 8 ore, după ce mi-am pierdut programul, odată am dormit de la ora 1 până la ora 6. Așa. De la 1 seara până la ora 6 seara. Deci, vă dați seama. Dar asta se întâmplă, da, o zi era. Doamn profesor, doi colegi de-ai noștri vin la 7 la școală. Ei, nu pot. Ia sunt situații. Se scola la 6. Da. La 7 ajung și la 8 încep orele. Dacă stă în clasa aia 2 ore. Da, probabil că e o situație... Da, mamei trebuie să-i lase. Da. Tatăl lor e profesor, trebuie să ajungă acasă, să te duci cu mașina lui și mama lui e casnică. Acum, nu avem noi acum o problemă cu asta. Exact. Pe noi ne interesează ce? Am reușit să înțelegem lucrul acesta, cum se fac adunările, scăderile, da? Acum, vă mai propun o problemă. Bună seara, domn profesor. Bună seara, salut, salut. Mario. Mario. Bine, poate zic, domn profesor, știe problema. Da, 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 domn profesor, da. Cu datoria, știi? Cu datoria, cum se poate, hai. Se poate. Pe 3 kilograme, pe 1 kilogram de mere, 1 kilogram mere. Rezolvăm și noi? Da, normal. Da, 1 kilogram mere costă 5 lei. 1 kilogram pere cu 2 lei mai mult. Cât costă trei kilograme mere și două de pere? Ia știi el, domn profesor? Deci un kilogram de mere costă 5 lei. Un kilogram de pere cu 2 lei mai mult decât ăla de mere. Cu 2 lei în plus. Adică cât costă? Dacă e cu 2 lei mai mult decât merele, la 5? 7. 7 lei, sigur că da. Da, cu 5 plus 2. Așa, mă, dacă e cu 2 lei în plus. Dar eu nu ți-am spus că costă cu 7. Că puteam spune, costă 7 lei. Am spus cu 2 lei mai mult. Ca să văd eu dacă te prinzi tu că aduni 2 lei. Și acum, dacă un kilogram de mere costă 5 lei, 3 kg de mere cât ar se costă? 5 kg. Așa. Dacă numai unul costă 5 lei, 2 kg cât ar se costă? Dacă unul costă 5. Încă 5. Și 5 cu 5 cât fac? 10. 10? 11? 11. 9. Deci atenție. Nu grăbi. Lăsați-l în mâna mea că știu eu ce trebuie să fac. Da? Deci atenție. Un singur kilogram de mere egal 5 lei. 2 kilograme de mere, spune tu acum cât ar costa. Cât costă 2 kilograme, Marie? Dacă unul singur 5 lei, 2? 6 lei. Nu? Nu adunăm un singur. Pe un kilogram ai dat 5 lei, pe celălalt încă 5 lei. 10 lei. 10 lei, mă, stai, mă, stai. Este 5 plus 5, da? Este egal cu 5 lei plus încă 5 lei. Și egal cu 10 lei. Dar 3 kilograme de mere, acum să te văd. Acum să te văd, 3. 15. Bravo! Bravo! Bravo, 15 lei, ai mai pus 5, da? 15 lei. Deci 3 kilograme costă 15 lei. Bun. Acum o luăm. 1
kilogram de pene. Da. Costă cât ai spus tu? 1 kilogram? 7 lei a zis. 7 lei. E 5 cu 2 lei în plus. 7 lei, da? 7 lei. Cât costă 2 kilograme de pene? Ia să vedem. 2 kilograme. Mario răspunde, da? Da. Bună seara. 2 kilograme? 2 kilograme. O 7 odată și, și încă o dată 7. 7 și încă o dată. 14. 14, mă, Tony. 14, sigur. M-am gândit la că eram la progălasă pregătitoare. Așa? Mi-a mai dat exercițiul ăsta și mi-am dat seama. Acum gata, te-ai prins, nu? 7 și cu o dată 7. 14 lei. Deci fii atent așa. Pe 3 kg am dat cât? Pe 3 kg am dat 15 lei. 15 lei, corect. Și pe celelalte 2 kg de pere am dat... Cât ai spus tu? 14 lei. Cât faci? În total, cu cine să fie egal? 19. Ia mai fă. Ai, da, ai, ma, 15 și cu 4 fac 19. Dar mai este și 10 asta. 29! Deci 29 lei. Atâta a costat. Nimic. Fii atent acum. Ia, atenție, domn profesor. Și tu, Teodora. Ce? Un kilogram de prune, prune costă 8 lei. Un kilogram de mere costă cu 3 lei mai puțin. Aoleu! Da? Cu 3 kg, un kilogram de mere costă cu 3 lei mai puțin decât prunele. 5! Bravo, Mario! Asta înseamnă că tu te-ai fost foarte atent și că fiindcă cu 3 lei mai puțin, 5, da? Eu nu puteam să spun 5. Bă, puteam să spun 5, dar am vrut să văd dacă tu ești atent. Deci, acum e clar că costă, cât ăsta, 5 lei. Ai spus tu foarte bine. Cât costă 3 kg de prune plus 5 kg de mere? Aha, 3 de prune. 3 de prune, 3 kg de prune și 5 kg de mere. Te gândești și tu, invitat. Da. Fiecare se gândește. Se gândește. Luăm cu atenție. 8? Nu, cât costă? Cât costă? Dacă un singur kilogram de prune costă 8 lei. 3 kg oare cât costă? 3 kg. 15. Deci dacă unul singur costă 8. Înseamnă așa de al de 8. O dată și încă o dată și încă o dată. De 3 ori. Adică 8 plus 8. Plus 8. Plus 8. Plus 8. Cât fac? Teodora, tu nu fă pe degete. Sau 8 plus 8 plus 8? Sau 8 plus 8 plus 8? Cum ai făcut? Pentru că 4, mai adun încă 4 și îți dă 18. Și 4 plus 4 face 8 și la 10 mai pui încă 8. Acum umblăm la chestia asta, că tu ai, la, faci niște șmecherii tale. Nu vrea să ne spui tu. 8 câte ani mai trebuie ca să faci o 10? O 10? Ca să faci 10. 2! 2! Luăm din ăsta. Hai, pleacă tu de aici. Și 2 se duce de aici. Cât o mai rămas aici? L-am golit de 2. Cât o rămas în locul 6. 6. Și am făcut 8-ul ăsta și cu 2-ul pus aici. Cu 2 ăsta, am făcut tot ce? O 10. Da. 8-ul ăsta și el stă să-și așteaptă. Și ăsta vrea să fie fericit. Cât îi mai trebuie lui ca să facă? O 10. 2. 2, mă! Și îl iau din ăsta. Păi, el nu mai este 8 aici. Era numai 6. Din 6 ăsta iau un 2 și zic, băi, 2, tu te duci aici. Urmați cât aici? 4. 4. Și acolo s-a făcut iar 10. 2 ăsta care vin în solipidiu 8, au făcut-o 10 iarăși.
Aici am o 10, aici am o 10. Și mă rămas doar 4 ăsta. Că... De 10 plus 10 plus 4, dar 10 plus 10, 20. Și cu 4? Plus 4. 24, voi nu 24. 24. Dacă ai fost o singură 10 și cu 4, da? Da? Deci 24. Asta trebuie să facă învățătorii, să joace așa cu copii. Da. În felul ăsta, când îl vede că ăsta e trist și îi mai trebuia acolo ca să completeze. 10. Și ea să facă 10-a și îl dea de la vecinul, care tot s-a hotărâsit tot de a, să-i ajute pe toți. 8-ul ăsta de aici îi ajută și pe ăsta și pe ăsta. Sau puteam să le iau pe ăsta din bază și zici, ajută și pe stânga și pe dreapta. Cum vrei tu. Da? Și făcea la fel. Da, tot 24 făcea. Plus 8, plus 8 și egal cu, spuneam, băi, care vrei tu să ne ajuți? Asta spune, eu vă ajută tot, am un don. De la mine vă dau un don eu. Și ți-i dau și ți-i un don. Și eu rămân doar cu 4, asta e. Și el îmi spune, dacă ți-am dat ție un 2 și încă un 2, am rămas doar cu 4. Dar ăsta 2 și 8 a făcut o 10. 2 și 8 s-a făcut o 10. 10 asta și cu 10 asta 20. 1 plus 1, 2. 20, foarte bine, 20. Și cu 4 unități? Și cu 4 de la 8, 14. 24, iubitul meu. Ai zis 20, ai zis 20 și cu 4, 24. Da? Deci, atenție, atenție foarte multă. Lecția sau ce am făcut acum, îmi place foarte tare la aceștia mici, pentru că dacă învățătorii ar face acest lucru, s-ar juca. Graba mare a lor este, și nu înțeleg de ce, trebuie să insiste foarte mult pe ce înseamnă descompunerea lui 10. Care sunt variantele lui 10? Adică, care ar fi perechile de numere să facem 10? Ia zi, Mario. Ia zi, Mario. 1 plus 1. 1 plus 1 face 2. Nu, 5 plus 5. Asta e, mă. Și plus 10. 5 plus 5 face o 10. Și mai plus 10 egal 20. Dacă ar mai fi încă 10. Dar mai dăm tu o altă pereche de numere care să facă 10. 6 plus 4. 6 plus 4. Și eu știam. 6 plus 4 face 20. Mai știu una. Care? 9 plus 1. Și eu știam pe asta. Și pe asta. 7 plus 3. Și 7 plus 3. Și eu știam. 8 plus 2. 8 plus 2? 8. Plus 2. Și eu știam. 8 plus 2, sigur că da. 2 plus 8. De acord? Aceea este totul. Cu alte cuvinte, se pot schimba între ele, nu? Da, nu trebuie să spate. Cu adevărat, ăsta sunt variante. Și dacă pe copil l-ai învățat așa, el înțelege că pentru 8 îi mai trebuie un 2 ca să facă 10. Da? Deci, jocul ăsta făcut așa, îl face pe el să înțeleagă mecanismul și când îl pur să adună mai târziu 17 plus 19, el este într-o situație delicată pentru momentul ăsta. De ce e din nou? Cât face 17 plus 19? Ia să vedem. Las-o pe eu. Fără degete. Dar nu te ajută degete aici. Nu te ajută. 17 și 19. Nu s-o nu, adunat. Aici sunt greutățile pentru că nu s-a făcut ce să vă spun eu acum. Deci dacă nu se face la început aici, asta 26! Cât? 26! 36! 20 noi ești! Ai făcut așa, ai zis un 10. Nu, din nou am scăzut 3. Din nou o scăzut 3. Da, mă, bravo. Foarte tare! Și ai dus lui 3 aici ca să facă 10 ani. Și ai făcut o 10, mai este o 10 și cu o 10 și fac 10 plus 10 de aici și plus 10 construite de tine. Da. Și plus au rămas 6 aici. 30. Vezi că sunt 3 de al de 10, 30 și 6. Da. Da. Așa trebuie jucat. Așa trebuie jucat. Dar era rolul dar și mai șmecheră. Uite ce aș fi făcut eu. Lui 9 i-aș fi făcut să fac 10 și luam din 7 1, 1. Îl lipeam lângă 9 și făceam 10 și lângă 7 rămas gândat 1, rămas 6 și atunci rămas devine 36. Tot același rezultat. Adică la fel. La fel, la fel. Da, deci, da. Ți ori într-un mod, ori celălalt o se întâmplă. La fel. Ne oprim aici. La revedere. La revedere, like și share. Așteaptă. Da, un pic. Să facem sinteză. Că...
Așteptați să facă sinteză întâi și pe aceea. Odată cu Mario. Da, da, jos. Ce-am făcut copii? Ce-am făcut? Ce-am făcut astăzi? Ceasul. Probleme cu distanța. Problema aia cu distanța. Ce ușor să le cu distanța. Așa. A fost vorba de problema aceea. A mers înapoi, nu? A fost tare. A fost tare? A mersul. Metoda figurativă. Metoda figurativă. Metoda figurativă. Da, figurativă. Ce-am mai făcut copii? Davide și Daria, ce-am mai făcut? Am făcut ceasul. Ceasul ăsta. Da, ta-i, asta a spus și. Doi. Am făcut acolo unități de măsură. Unități de măsură, da, cu trecerea, da, și cu transformările, da? Da. Unități de măsură. Transformări, exerciții. Transformări, da. Așa. Transformări în aceeași unitate de măsură. Corect. Am dus totul ori în decimetru, ori în milimetru, da? Da. Transformarea. Operații. Operații. Operații, da. Operații și atunci. Trei. Am făcut timpul. Unități de măsură pentru timp. Da, unități de măsură pentru timp. Măsură pentru timp. Și am încheiat acum cu problema asta interesantă, cu probleme pentru copiii din clasa 1, da? Tu ești în clasa 1? 0. Clasa 0, da? Pregătitoare. Da? 3, 4. Exerciții. Acum? Crezi că ai venit la 3. Pentru clasa pregătitoare. Zero, da? Zero. Okay. Asta, zero sau pregătitoare. Ne oprim aici. La revedere, dragilor. Noi da, suntem taxiști. Așa, să se întâmple. La revedere! La revedere, domn profesor!